O nouă ediție a campaniei Premianții fără premii a avut loc sâmbătă la Deva. De această dată a fost premiată Ileana Gheller, o femeie extraordinară care și-a petrecut 5 ani din viață într-un lagăr de concentrare din Rusia. Zeci de hunedoreni s-au adunat în Piața Victoriei pentru a o premia pentru curajul de care a dat dovadă și asta în ciuda vremii care nu a fost tocmai plăcută. La o vârstă fragedă, la numai 20 de ani, a fost ruptă cu brutalitate din sânul familiei și trimisă într-o mină din munții Urali pentru a munci în subteran pentru fosta Uniune Sovietică. A fost, așa am înțeles regimul de atunci, să o sancționeze pentru că era de origine germană. Nu se mai judeca fiecare individ în parte, nu se mai judeca faptele fiecărui om, se judeca în bloc pe criterii etnice. Un lucru care este, din punctul meu de vedere, condamnat. Diploma de premiant fără premiu a fost înmânată doamnei Ileana Gheller de colegul nostru Dorin Petresc, cel care, săptămâna trecută, a realizat o emisiune document despre chinurile pe care le-a îndurat aceasta în anii petrecuți în lagăr. Doamna Gheller, vă mai oferim și un buchet de flori în culorile drapelului național, pe care să-l duceți acasă, aceste flori se vor usca, dar așa cum nemuritoare este, din păcate, amintirea deportării în Rusia, sperăm ca tot așa să rămână și amintirea primirii acestui buchet. Îl chem alături de noi pe nepotul dumneavoastră, pentru ca în numele nostru să vă rămâneze buchetul de flori tricolor în aplauzele noastre. Ileana Gheller nu vinovățește pe nimeni pentru cele îndurate în tinerețe, dar are un mesaj foarte important, în special pentru tineri. Să prețuiască țara în care s-a născut, că eu am pupat pământul când am ajuns la Sighet, noaptea la 12. Când v-ați întors din Gulag? Când am întors, da, din Rusia. Și să nu părăsească, ca să ne ridicăm țara cum a fost odată. Asta doresc, să nu plece nimeni. E păcat că avem o țară frumoasă și nu ne vindem țara. Alături de femei au fost sâmbătă atât fiul cât și nepotul, care au spus cu mândrie câte lucruri frumoase au avut de învățat de la aceasta. De exemplu, eu și soara mea care a murit nu am simțit nimic din partea ei. Și-a dăruit sufletul să ne crească, să ne ducă la școală, să fim așa cum trebuie să fie orice cetățean al țării. Apreciez acest gest, această idee a cui cine a organizat-o. Nu este tardiv la 91 de ani să fie recunoscută niște oameni? Niciodată nu este prea târziu. Niciodată. Ileana Gheller a fost trimisă la muncă forțată într-o mină de cărbune din Munții Ural. Timp de 5 ani a muncit în subteran fără a fi remunerată pentru că toate drepturile erau oprite pentru cheltuielile de administrare ale lagărului și pentru a-i plăti pe cei care o păzeau.